Ok, am fost la bike shop și mi-am luat așa. Ce am aici în partea stângă voastră? Aveam deja ce am în partea dreaptă, mi-am luat acum. Am dat 200 de lei, camere, o jumătate de frână, că atât am nevoie doar pe față, pedalier, pinion, freewheel, nucă, șuruburi, coronițe și toate piesele de la coronițe care vin așa. Deci 200 de lei, da? Și 200 de lei am mai dat pe motor, pe care l-am luat de la colegul nostru de pe grup, Alexandru, care l-a trimis tocmai de la Craiova, mulțumesc foarte mult, l-a trimis pe curier și este un motor second hand care este într-o condiție impecabilă, avea lipsă doar un niplu pe care l-am pus eu, că l-aveam oricum, după care le-am reglat pe toate ca să fie cât de cât centrată și perfect, are chiar și o vopsea pe el, e un gri, foarte puține zgârieturi, un gri deschis, 250W, 36V, perfect pentru ce am nevoie. Cam atât am cheltuit, 400 de lei momentan și cred că aici o să se oprească investiția. Acum, înainte să mă apuc să le montez, mai am câteva piese de curățat, restaurat sau cum vreți să-i spuneți, mai avem janta asta care arată destul de urât ca să pot să o folosesc așa cum e, vreau să o fac la fel de felicitoare ca cea de pe spate, trebuie doar să o curăț, nu o să o vopsesc, le las pe ambele așa că se asortează perfect. Mai am de curățat această tijă de șa și cu pipa asta care arată destul de urât și ea. Ghidonul nu o să-l folosesc, o să iau unul de pe aici, probabil ăsta. Mă apuc de curățat și vedem după aia. We'll be right back.
nu-mi place deloc cauciucul ăsta, îl pun pe ăsta. Acum că a început să prindă contur, trebuie să ne uităm și la motorul spate. În primul rând vreau să-i scot șuruburile în formă de stea, am eu o problemă, vreau să-i le scot să le înlocuiesc cu șuruburi normale în Nimbus și punem un cauciuc și o cameră, curățăm de praf și vedem după aia ce mai facem. Mai am depus doar lanțul. O să-l pun până data viitoare, că mă murdăresc pe mâini și nu mai pot să filmez. Și ar fi gata de probă, ar fi gata să mă dau cu ea pe afară, dar destul de frig. Mai bine mă ocup de cutie. În partea următoare o să facem cutia din lemn de data asta. Habar n-am ce să iasă. O să vedem atunci. Când o să refac stocul de vopsea, mă gândesc să vopsesc și piesele astea, că sunt singurele gri pe aici, asta și cu asta două. Poate și jantele, nu știu, trebuie să mă duc la magazin să-mi iau toate capan, primer, vopsele. Și vreau să fac cutia prima dată ca să văd unde pun bateria și controlerul, că altfel nu pot să-mi dau seama dacă nu am o cutie aici. Dar cred că o să fie destul de interesant. Până atunci, grup pe Facebook, subscribe aici. Mulțumesc foarte mult celor implicați în aceste proiecte și ne vedem în partea a patra.